Pe parcursul zilei de ieri, dar și azi noapte, România a fost traversată de un ciclon încărcat cu precipitații. Acestea ne-au adus cantități mari de apă și fenomene extreme. Care sunt pagubele după ploile de ieri noapte? Știe colegul meu, Ștefan Petrache, meteorolog Alef News. Ieri ciclonul a traversat România din sud spre nord-est, deci ne putem imagina cum acesta s-a consolidat deasupra capitalei și a traversat toată Moldova până în nordul extrem. Odată cu progresul acestui ciclon spre zona nord-estică a țării, acesta a devenit mai rapid și mai violent. Cele mai afectate zone au fost cele din centrul Moldovei, unde ploile au adus și cele mai multe fenomene orajoase. Ploile au acumulat în aceste zone până la 100 de litri pe metru pătrat într-un timp foarte scurt, motiv pentru care s-au înregistrat și inundații atât în localități cât și în afara acestora. Mai multe case din județul Brăila, spre exemplu, au fost lăsate fără acoperiș, iar în unele zone din județul Brăila, curentul electric a fost întrerupt. Partea plină a paharului este că alți ploile se mai domulesc și zonele deja afectate vor avea parte de o vreme relativ plăcută. E bine, în același ton cu ziua de azi, vom observa că restul săptămânii va fi una mai rece, vom avea parte de dimineți mai răcoroase și de temperaturi mai scăzute în prima parte a zilei. Valorile de la nivelul țării nu vor mai depăși 30 de grade, decât cu mici excepții, și scăpăm ușor-ușor și de nopțile tropicale, deoarece vom înregistra maxim 21-22 de grade în cele mai reci momente ale nopții. Pe litoral, diferențele nu sunt la fel de mari, deoarece vom pierde doar 2-3 grade, deci dacă ai planuri din săptămâna aceasta, nu ai de ce să te temi, pentru că nu vine gerul. În schimb, este foarte bine de luat în vedere că în majoritatea zonelor din România vom avea parte de vânt destul de puternic și pe alocuri vom avea impresia că este mai frig decât în termometre. Mâine vremea ne aduce, din păcate, un alt val de ploi, care din fericire nu este la fel de violent ca cel de ieri noapte, ci mai degrabă precipitațiile se vor întinde pe perioade mai lungi de timp. Tot de mâine, din cauza precipitațiilor, temperaturile vor scădea simțitor la nivelul întregii țări și, fără să mai zic cu duș și întors, să spun că de mâine vremea este una răcoroasă, cu valori ușor sub cele normale pentru această perioadă și că în următoarele 6-7 zile caniculanela în pace.